Bună ziua, dragi prieteni! Mă aflu pentru a doua oară în Parcul Dendrologic de la Simeria. Astăzi este 30 aprilie 2021, ultima zi de aprilie. Este un timp minunat aici. Parcul Simeria, Parcul Dendrologic de la Simeria este, din câte știu eu, cel mai mare din țară și poate printre primele din Europa. Aici avem o mare varietate de plante, de arbori, de flori. Deci este o minunăție. O minunăție în 70 de hectare. Din punctul de vedere al infrastructurii, lasă de dorit. Îmi pare rău că nu este amenajat. Sunt profund dezamăgită pentru faptul că acest parc nu este amenajat. Guvernanții noștri nu investesc în natură, în parcuri frumoase, în locuri frumoase pentru oameni. Pe ei nu interesează acest lucru pentru că sunt pe ego. Iar ego înseamnă înclinarea spre materie, spre bani, spre a avea, nici de cum spre suflet, pe altruism, pe natură, pe Dumnezeu, pe divinitatea din noi. Se spune că conducătorii, guvernanții noștri sunt după sunt oglinda poporului sau a populației unei țări. Da, este un lucru teribil acesta, pentru că așa cum este un popor, așa sunt și conducătorii lui. Asta înseamnă că noi, românii, suntem mai mult înclinați spre a avea, spre ego, spre materie și nici de cum pe spirit, pe suflet, pe divinitate. De asta am ajuns unde am ajuns. Dacă am avea credință cât un bob de muștar, am realiza că natura este Dumnezeu. Natura reprezintă pentru noi vindecare, adevărata vindecare. Nici de cum medicamentele create de mâna omului, vaccinurile create de mâna omului. Totul este chimical, totul este împotriva omului. Creatura umană n-are cum să știe ce îi trebuie ei decât Creatorul. Știe ce este mai bine pentru creatura sa, pentru că El a creat-o. Și atunci mă întreb eu, ca și creație divină, nu este mai bine să cred în Creatorul meu, în ce mi-a lăsat El mie la dispoziție, natura, totul, un mediu înconjurător, animale, plante, arbori. Nu e mai bine să cred în divinitate, în Creatorul meu, decât în creaturi? Chiar dacă se dau ele înțelepte sau specialiste în diverse domenii ale sănătății, ale mediului, ale ecologiei, în toate domeniile. Trăim aceste timpuri în care creatura se crede Dumnezeu. Este unii, nu zic că toți, unii care s-au afișat ca și conducători ai planetei, ai omenirii, se cred Dumnezei, dar nu o să fie niciodată Dumnezei. Pentru că Dumnezeu este unul singur și El ne-a lăsat această frumoasă planetă. Iar eu, pentru că mă aflu în România,
Mă simt binecuvântată. România înseamnă om în rai. Deci mă bucur de raiul care ne-a fost lăsat nouă românilor. Și noi ce facem cu acest rai? Îl distrugem. Pentru că suntem înclinați spre ego, spre bani, spre a avea. Nici de cum pe spirit, suflet, divinitate. Înainte de a avea, de a face și de a avea, trebuie să fim. Pentru că suntem temporar aici. Repet, temporar. Suntem ființe spirituale. Am venit aici la școala vieții. Pământul este ca o școală pentru noi. Natura este tot ce ne trebuie pentru a ne vindeca. Atunci când am scăpat frâiele sănătății corpului nostru, doar natura ne vindecă. Uitați ce frumos cântă păsărelele. Este o adevărată terapie. Asta este adevărata terapie în natură. Dacă petreci câteva ore în natură, deja ești vindecat la nivel emoțional, psihic, mental. Nu mai există depresie. Și dacă te plimbi un pic, măcar cât de puțin, în fiecare zi, într-un mediu verde, cum este acest parc dendrologic, deja ești o altă ființă. Ai o altă mină. Ai putere, ai seninătate, ai mai multă dragoste față de tot ce te înconjoară. Îți deschizi inima spre divin și nu te mai lași manipulat, manipulată de așa zisii conducători ai țărilor sau ai planetei. Oameni buni, veniți în natură. Ea este singurul nostru vindecător. Veniți aici și lăsați frica deoparte. Lăsați toate temerile, frustrările, toate emoțiile negative, toate fricile și veniți în natură. Ea este tot ce ne trebuie. Nu avem nevoie de mai mult. Fiți în natură. Fiți în Dumnezeu. Recunoașteți-vă ca ființe spirituale, ca ființe divine. Aveți încredere în Creatorul vostru, că nu o să vă lase niciodată. Și nu vă încredeți în tot ce face creatura umană. Tot cei care își arogă diverse titulaturi de profesori, doctori, savanți. Ok, unii au inspirație de la Dumnezeu, dar majoritatea nu o au. Zeul lor este ban. Și atunci, cum să aibă grijă de ceilalți oameni când zeul lor este ban? Reflectați și voi și veniți în natură. E tot ce pot să vă propun. Eu ca un simplu cetățean al acestei planete și al acestei țări de vis numită România, care înseamnă om în rai. Haideți să păstrăm raiul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Numai bine!